Situație fără precedent în comuna Butoiești. Cetățenii au rămas fără apă din cauza unor interese ale primarului, care se pare că de atâta mare de vreme a fost nepăsător în fața problemelor apărute în cadrul stației de tratare a apei. La noi, ca la nimeni, în comuna Butoiești din județul Mehedinți, binele cetățenilor ar fi fost pus pe ultimul loc de către primarul comunei Butoiești, Gheorghe Sălceanu, care, după ce pe fonduri europene a realizat o stație de tratare a apei în comună, a uitat complet de existența acestui obiectiv de investiții. Ba mai mult, ar fi dorit să-și pună în funcție rudele chiar printr-o hotărâre de consiliu local. Orice propunere pe care i-am făcut-o s-a lovit ca de un zid. Numai și numai cu scopul de a falimenta, de a-l declara pe Achim incompetent și aș atinge interesele lor de grup. În 2019, vă dați seama, când s-a diminuat prețul, domnul primar a fost ales din nou pe un mandat de 4 ani. Mulțumisă populația și populația l-a răsplătit cu încă un mandat. Dar SPAC Butoiești a realizat pierderi de 2 miliarde care se găsesc în balanța noastră financiară de ani de zile. N-a putut să se aplece niciodată pe aceste lucruri. Astea sunt lucrurile care mă frământă și pe care degeaba încerc de bat la uși închise. Domnul din imagine este Victor Achim, administratorul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al Comunei Butoiești, iar după nenumăratele discuții avute cu primarul comunei, de ieri seară stația de tratare a apei din comună, locul pe care îl administrează, a fost debranșată de la Serviciul Public de Energie, iar cetățenii au rămas fără apă. Sunt administratorul Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din Comuna Butoiești, satul Buicești. Mă cheamă Victor Achim, sunt în această funcție din 2018 și încă de la preluare m-am confruntat cu foarte multe probleme privind modul de gestionare și de organizare a acestui serviciu pe principii de eficiență economică și calitate a serviciului prestat. Fac referire aici la faptul că încă de la preluare nu am avut o apă potabilă, o apă de calitate, din varii motive, unele obiective, altele subiective, deoarece cred că dacă apa ar fi fost potabilă și investițiile ar fi fost puse mai din timp în aplicare sau modernizate instalațiile, nu s-a ajungea la situația în care să se jongleze cu prețul de furnizare al serviciului când la 4,8, când la 2,6. Aceste probleme se datorează și neînțelegerii legislației în domeniu de către Consiliul Local și primarul în exercițiu. Cred că în mai mult ca oricând este un conflict personal între al domnului primar cu mine, prin care dorește prin orice mijloace să mă destituie, să mă înlocuiască cu nepotul lui sau cu oricine care este afiliat dumnealui și îi servește intereselor dumnealui. Așadar, din spusele domnului Victor, nu este pentru prima dată când primarul comunei ar fi intrat într-un conflict cu acesta, deoarece încă de la început ar fi încercat să-i pună bețe în roate, la vremea aceea dorind să-și pună rudele în funcție chiar în cadrul stației. Un alt lucru extrem de important este reprezentat de faptul că apa nu este potabilă, deoarece primarul ar fi realizat lucrări de modernizare a stației, dar doar pe jumătate, nereușind să finalizeze întreaga procedură. Pilotul, instalația electronică, nu-și mai face treaba. Pentru că este defectă, e bătrână. Așadar, având în vedere faptul că au existat restanțe foarte mari privind neplata energiei electrice care s-au produs ca urmare a faptului că prețul de furnizare a apei nu ar fi fost aprobat de către Consiliul Local la prețul de cost real privind cheltuiala de furnizare a acestuia, contractul de furnizare a energiei electrice a Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare al Comunei Butoiești a fost reziliat, iar cei ce au cel mai mult de suferit în această situație sunt cetățenii. În momentul de față suntem într-o situație de-a dreptul tragicomică, ca să zic așa. De ce tragică? De ce comică? Vă explic. Tragică pentru faptul că în momentul de față nu putem să mai furnizăm serviciu. De ce?
pentru că în urma emiterii unui HCL din data de 2019, HCL 31 se numește, noi am pierdut la facturare aproximativ 2 miliarde de lei. Acești bani ne-ar fi prins foarte bine în plata energiei electrice. Iar în momentul de față, energia electrică, am fost debranșați de la rețeaua publică și nu mai putem furniza acest serviciu. De ce comică? Pentru simplu fapt că noi lună de lună facem declarații financiare către Consiliul Local și către primar, prin care spunem situația plăților restanțe, de unde vin și care este fondul lor. Știu foarte bine și am solicitat în scris să ni se acorde un credit dacă măcar nu vor să preia la datoria publică, pentru că vina le aparține în totalitate. Din moment ce au dat hotărâre de diminuare a prețului, era normal că acolo nu se va obține profit sau măcar acoperirea cheltuielilor de funcționare, ci doar deficit. Așadar, domnul Victor dorește să facă dreptate în această situație, iar o soluție plauzibilă ar fi aceea ca membrii Consiliului Local al Comunei Butoiești să repună pe ordinea de zi a ședinței solicitările făcute în trecut, prin care să acorde, pe bază de convenție, un împrumut fără dobândă din bugetul local cu termen de rambursare de 5-6 ani. Acest credit este necesar pentru achitarea datoriei restante către CES Vânzare, DSP Mehedinți, precum și obligațiile aferente plății salariilor în conformitate cu prevederile legii. De asemenea, domnul Victor Achim a realizat o plângere penală la judecătoria Strehaia pe numele primarului Comunei Butoiești, Gheorghe Sălceanu, pentru nenumăratele nereguli care au existat de-a lungul timpului, referitoare la stația de tratare a apei. Așadar, interesele personale nu ar trebui să primeze într-o situație de genul. Animozitățile trebuie lăsate la o parte, deoarece binele cetățenilor trebuie să fie primordial. Cetățenii merită să trăiască într-o comună în care sunt ascultați și în care părerea lor contează.